Iranul a respins marți apelul țărilor occidentale de a renunța la planurile sale de a ataca Israelul în semn de răzbunare pentru moartea celor doi înalți oficiali ai grupărilor teroriste Hamas din Palestina și Hezbollah din Liban, ambele sponsorizate de Teheran. Iranul a acuzat Israelul că l-a asasinat pe liderul Hamas în timp ce acesta se afla pe teritoriul său. Refuzul Iranului vine la o zi după ce Franța, Germania și Marea Britanie s-au alăturat eforturilor SUA și au cerut un armistițiu urgent dintre Hamas și Israel. Într-o declarație comună cu Emmanuel Macron și Olaf Scholz, prim-ministrul britanic a cerut Iranului să se abțină de la atac și să nu pericliteze oportunitatea de a conveni un armistițiu și eliberarea ostaticilor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Nazer Kanani, a declarat marți că Republica Islamică este hotărâtă să își apere suveranitatea și nu cere autorizație de la nimeni pentru a-și utiliza drepturile legitime. Declarația Franței, Germaniei și Marii Britanii, care nu a ridicat nicio obiecție față de crimele internaționale ale regimului sionist, cere fără rușine Iranului să nu întreprindă măsuri de descurajare împotriva unui regim care a încălcat suveranitatea și integritatea teritorială a acestuia, a afirmat el într-un comunicat. Armata israeliană a anunțat luni că ia în serios declarațiile Iranului și a declarat stare de alertă maximă în așteptarea unui atac. Casa Albă a avertizat că un atac semnificativ din partea Iranului și a aliaților ar fi posibil chiar din această săptămână. În apărarea aliatului său, SUA a desfășurat în regiune un grup de portavioane și un submarin cu rachete ghidate. În contextul pericolului escaladării unui război dintre Iran și Israel, fapt care ar afecta livrările de țiței din Orientul Mijlociu, prețurile la petrol au crescut cu peste 3%, echivalentul la aproximativ 3 dolari. Astfel, la bursele internaționale, cotațiile indică la ora actuală de la 80 până la 83 de dolari pentru un baril de petrol. Este cea mai mare creștere din octombrie anul trecut.